Hai fetele, hai fetele, balotul de paie. De restul curcilor, ne-am rătăcit aici, nu putem să ieșim. Portăreața Orsini de aici din Savona. Și cum sunt făcute rondurile acestea înălțate cu piatră. Ia să încerc să intru pe aici. Mi-e și frică, sincer. Ei! Aici sunt! Noi proprietarii acestor clădiri, să vedem cum ne descurcăm cu ele. Cum o fi să locuiești în aceste clădiri de sute de ani? Doamne, nu-mi vine să cred cât este de frumos și aici. În ce orășel, în ce localitate stau oamenii aceștia? Șopurile multe pe ziduri. Nu poți să ieși pe aici. Nu? Ce, nu merge pe aici? Da, merge în casă la om. Ce faci, mă, micuță, tu aici? Ce frumoasă ești! Foarte, foarte bun! Soția mea a vrut în adins să încerce să miște un balot din acestea de paie în Toscana. Acum a ajutat și Carina și eu eram curios să vedem cât de greu și dacă poate să-l învârte. Și uitați că se întâmplă acest lucru. Ia, hai fetele! Hai fetele, balotul de paie aici în inima Toscanei. Așa, așa, faceți. Ia uitați câți baloți sunt pe acest câmp. E specific Toscanei și de fapt întregii Italii ca paiele să fie în acești baloți. O să încerc și eu să împing unul, să vedem, eu fiind mai forțos, cred că reușesc să-l împing mai ușor, dar depinde, el au fost două. Hai să împing și eu unul. Forța Italia. Oh, nu e așa simplu, dar mergi înapoi la deal. Acum la deal să încercăm. Ia uitați cât balos, ce frumusețe, este de vis Toscana aceasta. Suntem aproape de Sorano. Uite că... Oh, hai mă, rari! Hai mă, rari, mă! Ajutăm aici, la deal. E parcă era ușoară. La deal! La deal! Salutare, oameni frumoși! Și bine ați revenit într-un nou vlog de călătorie din inima Toscanei. Mergem la Sorano, am fost la lacul vulcanic de la Bolsena și acum în acest vlog vom merge la Sorano. Haideți cu noi, haideți din acest câmp plin de baloți unde am încercat și am reușit să răsturnăm, să învârtim, să-l dăm peste cap, să dăm peste cap baloții. Am reușit, vom merge la Sorano, rămâneți aproape să vedeți cum arată orășelul Sorano, un alt orășel de vis de aici, din Toscana. Haideți cu noi, rămâneți aproape! Poză! Haide! Așa, fraților! Latura tânără, aripa tânără de la Hai la drum! Am ajuns și la Sorano, am lăsat mașina într-o parcare, aici, gratuită. Și vom încerca să mergem la cetate. Până atunci Carina s-a înțepat puțin atunci când a împins balotul. Ai reușit să scoți? Nu. Oh, te ustură, tati? Da. Pe unde o să mergem? Multă, multă verdeață. Ce soare. Și acum o primă priveliște, o primă panoramă asupra cetății, uitați cum este ea acolo, soarele îmi bate din față, mă scuzați pentru imaginea de slabă calitate, dar uitați cum arată acest oraș în vale acolo, foarte frumos, fortăreața la mijloc, Sorano, deci un orășel, încă un orășel de poveste de aici din Toscana. Intenționam să mergem și la Savona. Savona, un orășel unde există o necropolă etruscă, am văzut-o pe internet, dar timpul nu ne-a permis acest lucru, deși Savona este aproape de Sorano, așa că dacă ajungeți vreodată în zonă, să știți că la Savona se află vestigii etrusce, chiar un templu etrusc foarte interesant. Puteți să căutați pe internet să vedeți, ia încă o dată să vedeți de aici cum arată fortăreața Orsini de aici din Savona și orașul, uitați cât de interesant acolo, ia uitați, centrul acela vechi, specific pe acea colină, vom merge acolo, adevărate bijuterii arhitectonice
aceste orășele din Toscana, foarte multe, nu doar cele mari, precum Florența, Pisa, Siena, orașe pe care le-am vizitat, dar aceste mici, orășele acestea mici, au ceva adorabil, au ceva magnific în ele, încât te fac să le iubești de la prima vedere. Cât de minunate sunt casele acestea din Toscana, majoritatea construite după același calapod, foarte frumoase. Teatru, muzeu, Forteza Orsini, bastion, hotel, aici este un hotel. Vom încerca să urcăm până acolo. Rare zice că sunt 32 de trepte. Rare zice că sunt 32 de metri. A, 32 de metri? De unde o fi măsurat diferența de nivel de 32 de metri? Ia uitați-vă, efectiv clădite pe stânca aceasta de piatră. Stâncile existente fac parte integrantă din această cetate. Haideți să vedem ce găsim aici, cât de înalt este zidul acesta, undeva la 15 metri. Și acolo probabil este hotelul. În vârf, vom încerca să ajungem până acolo. E bine că nu este foarte cald. Ce trepte frumoase. Și de aici vedem foarte bine. Acolo jos, în vale, este orașul. Acolo niște grote, nu știu dacă sunt vizitabile. Probabil. Familia a luat-o înainte. Uitați cum arată. Aici poarta este închisă. Muzeul de arheologie din Sorano este adăpostit în această clădire. Este târziu. Probabil pe zi a fost deschis. Ar fost interesant să-l vizităm, dar ne mulțumim și cu ceea ce vedem așa de la exterior. O străduță care duce la clădirea aceea. Haideți să vedem ce este aici. Uitați ce parc, ce copac, copacul acela de copaci. Ia uitați ce lojă, foarte frumos, sonare. Este un institut. Un institut, nu știu ce fel de institut, Institutul Superior, da, un institut, o unitate de învățământ, cu alte cuvinte, și aici probabil și notele celor care au absolvit recent. Dacă știți voi ce institut este acesta, poate îmi spuneți. Nu cunosc italian. Ia uitați ce băncuță coborâtă din povești. Altă băncuță. Și cum sunt făcute rondurile acestea înălțate cu piatră de jur împrejurul copacilor, iar aici la copacul acesta și mai mare. Și am ajuns în piața fortăreței. Piața aceasta triunghiulară, Forteza Orsini. Uitați parcul arheologic cum arată, cam așa. Câtă grandoare în acest orășel. Ia să încerc să intru pe aici. Mi-e și frică, sincer, cum familia a rămas undeva în spate. Ce-o fi aici? Ce-o fi aici? Ia uitați! Ia uitați! Da? Pot să intru aici? Ia uitați ce lărcini! Aici cred că este o intrare, altă intrare în castel, din altă parte.
cred că am luat puțină plasă, sincer să fiu. Se putea intra de undeva de sus, noi am coborât și am urcat, dar nu are nimic. Important este că am descoperit această fortăreață măreață, impunătoare, frumoasă. Ia uite așa acolo cum era fereastra, o gură de aerisire de aici. Nu știu la ce era întrebuințat acest beci, cred. Ei! Aici sunt! Haideți să mergem mai departe, să descoperim Sorano la Pas, aceste vestigii istorice, întoarcerea aceasta în trecut, atât de spectaculoasă, atât de minunată. Efectiv, parcă am fost parașutat aici, mai ales că nu e țipenie de om în afară de noi, și parcă am fost parașutați în trecut, cu vreo câteva sute de ani în trecut, și ne-am trezit noi cu aceste clădiri, noi proprietarii acestor clădiri, să vedem cum ne descurcăm cu ele. Ia uitați ce arcade, uitați, și îmi place că suntem singuri. Ia uitați, ce candelabru, ce intrare, ce... Aici este hotelul Bella Forteza. Hotelul fortăreții care nu cred că funcționează, nu funcționează. Sau s-ar putea să fie deschis, acolo este deschis, piața Cairoli. Uitați ce frumos și aici. Deci avem și un hotel, dacă vă interesează. Dacă vreți să veniți aici, da, uitați, sunt deschise ferestrele, probabil sunt locuite. Foarte frumos, foarte elegant. Cum o fi să locuiești în aceste clădiri de sute de ani? Ia uitați, uitați și voi ce priveliște. Doamne, nu-mi vine să cred cât este de frumos și aici. Fiindcă, spun și aici, fiindcă am avut parte de niște view-uri extraordinare peste tot unde am mers în Italia până acum. Am fost la Padova, am fost la Verona, am... luat la Pas Florența, am fost la Pisa, am trecut și prin Siena și prin San Gimiani. Urmăriți vlogurile pe care le-am făcut acolo. Uitați-vă, vedeți și voi, comentați, spuneți-vă părerea despre ce am prezentat eu și dacă vă place ceea ce ați văzut acolo, dacă v-ar plăcea să ajungeți în Italia prin aceste locuri de poveste. Ia uitați ce trepte, ia uitați ce minunății, minunății de care ne bucurăm singuri acum. Nu este nimeni. Sorano, un oraș mai puțin vizitat, mai puțin cunoscut. Câtă minunății și aici orașul acest. Ne-am luat cetate. Orașul din piatră vulcanică, din tuful acesta. Uitați cum arată. Ia să vedem ce e aici. Uitați ce scări. Ce idilic. Via de la Forteza, strada fortăreței. Uitați cum arătau străzile în trecut. Haideți să vedem ce mai descoperim aici, ce mai putem descoperi. Încă o casă, încă o înălțime, încă un zid din piatră, cetatea cu asta arcadă care se înalță acolo. Am fost acolo. E ca o navă așa, vezi? De jur împrejur. Ce-o fi reprezentă? Zici că e o navă zidită acolo? E o stâncă. Da, dar o stâncă cu turnul acela. Eee, ai vrut? Antonio Vai. Ia uitați, suntem singuri aici pe aceste străduțe. Nu e țipenie de om.
Ba da, parcă ar fi o lumină în biserică aici. Bisericile sunt deschise. Da? Hai să vedem cum arată. Astea catolice nu spara mai la ortodoxi. Îi dai dintr-o străduță într-alta, toate frumoase, toate curate, toate în culorile acestea care și o pisicuță, ca în multe alte locuri. Aici Maso Leopoldino, poarta, parcul arheologic, poarta de Merli. Uitați! Via Santa Monaca. Încercăm să ajungem la minunăția aceea de acolo și ne apropiem. Asta a fost ambiția mea, copiii nu mai voiau să meargă. Nu pot să nu încerc să nu văd de aproape ce reprezintă acel loc. Dar efectiv când crezi că o stradă se înfundă, de fapt nu se înfundă și apare altceva. Mai frumos, mai arătos. Ia uitați în ce orășel, în ce localitate stau oamenii aceștia. Cred că ar fi minunat să ajungem acolo, dar nu cred că o să putem, fiindcă probabil să intru. Ia uitați cum arată ei, Doamne. Acum coborâm, mi-aș fi vrut să urc. Uitați cum arată clădirea aceasta, efectiv sub formă de navă pe care am văzut de acolo de sus, vedem dacă putem să o înconjurăm, Via Santa Monaca. Mergem în gol, efectiv, uite și o șopârlă. Sunt multe șopârle în acestea mici și la locul unde este încazați, tot așa, merg șopârle multe pe ziduri. Uitați cum arată. Deci nu știm pe unde mergem, știm că suntem în Țorano, dar efectiv străduțele acestea nu dau seama ce sunt. Bărzăune! Sper să nu se supere copiii pe mine, să-i duc degeaba și să nu avem parte de ceva frumos. De fapt, fiecare loc se descopere într-un fel anume. Cum să nu-ți placă străduța aceasta? Chit că e în pantă și ne pune la încercare. E frumos și suntem doar noi în imensitatea aceasta. Priviți acolo valea, susură un râu în vale, uitați ce porți pe acolo și e și o cărăruie acolo, dacă vă uitați, nu vine să cred. Credeam că atunci când am urcat la cetatea lui Vlad Țepeș, e magnific, da? Italienii aceștia au în fiecare orășel câte o cetate a lui Vlad Țepeș. Cocoțate pe înălțimi. Ia uitați unde am ajuns. Deci asta e Cortilone. Cortilone, nava aceasta pe care am văzut-o. Cred că pe aici trebuie să, nu? Și aici Piața del Poggio. Totul face parte din parcul acesta arheologic. Mai departe, să vedem ce mai găsim. Am găsit în casă de vânzare, așa că putem să cumpărăm. Era vreun preț? Nu, decât numere de telefon, da. Îi sunăm. Uh-huh. Hai să luăm pe aici prin stânga. Uite cum urcă și acolo. Pune, da. Uite și o, uite și o pisicuță. Uite și aici, altă străduță. Aici înconjurăm pe Cortilone. Aici mi-a plăcut să urc acolo în vârf. Fii atent că o să putem urca. Urc. Hai. Da. Ce miros frumos de la florile astea. Ia uitați ce căsuță, ce minunăție și aici. Da. Hai. Ia să vedem dacă se mai poate urca. Nu, aici un loc unde și-au lăsat. Nu, sunt niște scaune care eu credeam că putem să urcăm acolo. Da. La cârma navei. Nu vedeți gărdulețul? Cred că se ajunge acolo. Să-mi spuneți dacă ați ajuns vreodată pe
cortilone sus, deasupra, acolo. Aș fi interesat să știu cum este, ce este acolo. Ia uitați. Ce? Nu poți să ieși pe aici. Nu? Ce, nu merge pe aici? Da, merge în casă la om. De ce e blocat? Du-te tu la om acasă. Hai, mă. Te rog. Ah, se blochează. Se blochează, trebuie... Da, să sperăm că reușim să găsim calea corectă, să ieșim din acest complex arheologic, din această încrengătură de străduțe, care de care mai misterioase. Ce părere aveți despre orășelul acesta, despre cetatea aceasta, inima istorică a orașului Sorano, un micuț, dar cochet oraș toscan. Și aici am ajuns la un punct de belvedere. E bine că mai există și așa ceva. Foarte. Haideți să vedem cum se vede valea, cum se văd împrejurimile. Ia să vedeți. Ia să vedeți. Ulala. Ulala. Ia uitați. Râul acolo, în vale. Micuța de aia doarme. Aici câteva clădiri care s-au ruinat, n-au mai rezistat, au început să se prăbușească. Căpunița de acolo, din cetate am venit noi. Ce faci, mă, micuță, tu aici? Ce faci tu aici? Singurica aici, ce frumoasă ești. Ce faci tu? Faci nani aici? Ce faci tu? Frumoasă. Ne continuăm călătoria, încă nu s-a terminat. Aici este renovat, mult mai frumos. Ia uite. De acolo luăm, nu luăm pe aici? Ce trecere, ce tunel pe aici, pe sub această cetate. Haideți să vedem, să sperăm că descifrăm tainele acestui orășel. Ia uitați cum arată în casă la om aici. Vendesi de vânzare, multe, multe locuințe aici sunt de vânzare. Avem și număr de telefon, dacă vă interesează să cumpărați, să vă interesați. Via Cava San Rocco. Da. Rareș a zis să ne luăm după turiștii aceștia maghiari și am ajuns cam pe unde am trecut, ne cam învârtim în cerc. Să sperăm. Aici, să, știi. Să sperăm că vom ieși. Da. Mergeți după simțul meu. Sper acum să vă scot până mâine dimineață din cetate de aici. Acum da. Acum e de râsul curcilor. E de râsul curcilor. Ne-am rătăcit aici, nu putem să ieșim. Sunt străduțele acestea. Pe unde? Nu știm. Pe unde să o luăm? Ne-am luat după niște turiști. Nici ei nu știu. Bine că suntem cu ei. Aici trebuie luat. Hai mă, o luăm pe unde am venit și facem dreapta și o luăm în dreapta, cum am zis eu. Hai să vedem, sper să am simțul bun, să știu să mă orientez și să ajungem în orășel, fiindcă altfel cred că o să-mi iau de la gașca mea. Acum să vedem. Acum. Pe aici nu mergem? Da. Ori pe aici ori. E foarte bun. Ia uite pe acolo. Nu, acolo sigur nu e casa lor. Copiii mi-au zis că pe aici nu, că e casa la om. Hai să vedem. Unde naiba?
Aneba, cred că m-am înfântat iar. Chiar că e un adevărat labirint. Nu, nu mai înțeleg nimic. Ne-am înfundat, n-avem nicio hartă. Dar nici nu cred că există. Oh. Ia uitați cât de întortocheate. Ce naiba? Ia să vedem dacă pot să ies iarăși la drum. Da. Se vinde. Am transpirat îngrozitor. Nu reușim să mai ieșim de aici. Am luat-o pe niște străduțe lăturalnice. S-au înfundat. Dau în casele oamenilor. Complicat în asemenea labirint. Dar, până la urmă, e aventura. E aventura noastră în Italia, nu? Trebuie să ni se întâmple și așa ceva. Fiindcă altfel n-ar avea farmec. Da, am ieșit. Aici. Pe aici am venit. Am ieșit iarăși într-o zi pe care am venit. Cred că suntem în direcția cea bună. Doamne ajută! Hai, aici e mai multă lume. Suntem în direcția cea bună. Da, se pare că vom ieși la liman. Da, altceva. Am ieșit la o terasă. Da, am ieșit în orășel. În sfârșit. Sunt bucuros că am ieșit și nu ne-a rătăcit. Ia uitați aici ce frumos e. Alte locuri de poveste. Piața Pietro Busatti. 1867. Și hai să vedem. Și noi. Această fereastră. Ce priveliște. Ia uite și o scară care probabil e închisă. În timp totul era accesibil pe aici. Foarte liniștit, foarte frumos. O să stăm și noi să gustăm ceva. Ne e foame după atâta umblat. Cred că am mers vreo 5 km pe puțin prin acest orășel. Forteza Orsini. Aici probabil mai mult ca sigur este primăria în acest loc central. Strada del Vino, strada vinului. Marema. Da, suntem în Marema, cum spuneam și în vlogurile anterioare când eram la băile termale, la Saturnia, la... Și uitați, stradă pentru rezidenți, nu vine să cred, această stradă, ia uitați, șosele peste tot, lipite de dealuri, de stâncile acestea, foarte interesant. Așadar, merităm și noi acum să mâncăm ceva, după atâta efort, nu? Haideți să vedem ce avem în seara aceasta, ce o să, cu ce o să ne delectăm pupilele, papilele gustative, pupilele s-au dilatat destul la atâtea minunății, acum papilele vor avea parte de o fiestă, în adevăratul sens al cuvântului. Mama, am citit la creștere. New salad? Here. Here. All the other potatoes. Here. Nudi. Oh, foarte frumos. Foarte frumos. Ne vine comanda. Cartofi. Nudi. Tuna. Buon appetito! Thank you! Și peștele? Fish cod, peștele meu? Cât era și cum arată? Mamă, ce bun sunt! Da, sunt făcuți bine! Dacă vezi că n-am făcut peștele tău! Nu, nici zante!
Pot să gust eu? Nu! Sunt niște sarmale de legume, ce naiba sunt? Ah, dar sunt, dar nu sunt rotunde așa. Dar de fapt ce sunt astea? Gnocchi de aia care mâncare are. De care ne-a spus acolo deasupra? Înseamnă că zici că e mămăligă cu... Când vine peștele să mâncăm niște cartofi. Ia să gustăm să vedem cum, ce gust are peștele acesta. Foarte, foarte bun. Nu credeam, eu mă așteptam să vină cu un pește ca la noi așa. Și uitați cum e peștele, este aici. O delicatesă. Bun, bun. Cam atât în acest vlog de călătorie de aici, din orașul Toscan, orășelul Toscan, Sorano. Sper că v-a plăcut incursiunea noastră în trecut, sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat și datorită acestui fapt, ne dați și nouă un like, ne lăsați un comentariu și poate vă și abonați dacă vă plac vlogurile mele, fiindcă vor urma și altele interesante de aici din Italia. Mai avem multe locuri de vizitat, mai avem multe lucruri de făcut și aventuri de trăit, așa că țineți aproape și să fiți fericiți, dragilor, fiindcă meritați. Până data viitoare, toate cele bune!